Și. A, nu mă suport de porumbei n-am fost, în rest am fost de toate. A, frumos, nu? Este? Crezi că scap de el? Nu scap de el. Pot să fac ce aș face. Azi, dragilor, e despre pasiune, despre dragoste pentru porumbei, pentru ceva frumos. Tati, nu vrei tu să te dai jos, tati? Unde e? Hop! Hop! Da, e frumos ce faci acolo? Vrei să apar la televizor, simt eu. Ăsta e unul. Știți cum e să ai câteva zeci de mii? Urmăriți materialul și dacă nu o să vă conving să creșteți după minutele astea, înseamnă că mi-am ratat cariera. Urmăriți materialul. Tati, dă-te jos, tati. Dă-te jos, tati, că n-avem ce face. Nu-i frumos, tati, ne vede lumea. Bună ziua, doamnelor, bine v-am regăsit. Vreau să începem, dragilor, săptămâna în forță. Vă rog să-mi iertați aroganța, dar nu se putea altfel, știți? Nu se putea altfel, ca în bancul ăla cu papagalul. Ce orice, mă bate, mă smulge în pene, dar nu mă pot abține. Dragii mei, astăzi e vorba despre un material altfel. Nu dați cu bota în mine, nu dați cu cuvintele grele în mine. Vreau să fac un material altfel. Și o să, ca să știți unde suntem, suntem în vastele domenii ale familiei Chira. Acasă la mine, undeva la Liter Mara. Inside, da? Suntem în living, ca să se înțeleagă. În această prea frumoasă filmare vă prezentăm principiul foaie verde, băți, n-ai de lucru, fă-ți. Ca să vedeți de unde am plecat cu toată povestea, într-o după-amiază mă apuc să fac ceva pe la foișor. Ați vedeți ca și foișor, dar să înțeleagă lucrul ăsta foarte, că am vrut să subliniez. Când aud un ful, ce mă uit în bra, lângă casă, am plantat când am construit casa, și un brăduț, acum mai cât mai mare decât casa. E, undeva pe la vârful brăduțului, astă primăvară, și-a făcut cuib niște turturele. Din astea sălbatice, prumbei sau turturele. Bradul e din ăla argintiu, gros, plin de crești, n-ai cum să intri în brad. Bă, ce se întâmplă acum 2 săptămâni? Unul dintre pisicii noștri, Păducel, l-ați văzut, pe dacă ați fost atenți, acum sunteți fani activi, îl știți pe Păducel, Păducela meu se urcă în brad. Ce trebuie lui să urce în brad? În brăduțul nostru, cuibulețul era plin cu plin. Avea 2 puișori. Pe unul l-a prins, pe al doilea a zburat la pământ, a zburat acasă la pământ și de atunci e în casă. E în casă. Și acum vă prezint două povești. Astăzi vă prezint două povești. Dragilor, filmează fetița mea ca să ne înțelegem că noi e doamna Daniela cu mine. Sărma domnișoară. Cum l-am denumit pe ăsta micu? Cum i-am zis? Pigeonuț. Pigeonuțul de la pige. Pigeon. E pigeonuțul. Că o fi băiat, că o fi fată. Nu știu dacă vă pricepeți domniile voastre. Îndată vi-l arătăm. Îndată vi-l arătăm. Dar până vi-l arătăm. Ăsta este ce facem noi de Crăciun. Ce este asta, domnișoara Amalia? Aceasta este Căsuțe de o mână. căsuță pentru pisici, nu? Asta este. Ai grijă ce filmezi, că ai primit de ordine de la mama ta, da? Să nu se vadă nimic din casă. Nu știu cum filmezi, treaba ta cum filmezi, să nu se vadă nimic din casă. Asta este. E pentru. Asta era la Păducel, da? Deci dacă el mi l-a nenorocit pe pigeonuț, i-am luat. Acolo aveam niște. Se vede? Acolo aveam, pe fundal, acolo aveam niște păturele, stătea păducel, ca băi, acum am pus pai, aici doarme pigeonuțul. Avem treabă multe. Aici, lui pigeonuțul i-am pus, să se vadă, da? I-am pus nisip, da? Cu pietriș, cu tot ce trebuie, ca așa am citit noi undeva în Sfânta Scriptură de pe internet, că trebuie și nisip cu pietricel, așa? Iar aici, Amalia, ca să înțeleagă lumea, ce avem? Avem arpacaș, porumb spart, niște bobițe de cumpărate special, vezi că e și cu vitamine. Se vede vitamina? Se vede vitamina, da? Avem niște, iarăși niște vitamine. Ce am cumpărat și noi de acolo, de pe magazin? Doamna care ne-a zis că ai grijă ce filmezi, nu se va soția mea de câteva zile, că am avut niște probleme cu pigeonuțul. Soția mea a citit tot pe Sfântul Net, că internet, că ouăle fierte fac minuni. Și așa este. Ou fiert cu ouăt fiert, da? Oare, hai să înțelegi, uite, ouăt fiert, da? Cu un pic de. Da, filmează frumos să vadă că asta e tutorial, adică nu ne jucăm, ouăt fiert cu dat prin făină de porumb, dat prin mălai. Și vezi ce mănâncă asta micu, de n-ai văzut așa ceva. Asta micu,
care face ce vrea el în casă și foarte mult, cum se spune în engleză, când sunt foaie așa, când trebuie și face peste tot. Ăla micu, hai ușor așa după mine, vezi ce filmez. Îi merg cu genunchiul ca să vă arăt că e prietenul, sunt genunchi. Dragii mei, îi dăm șap. Ia uitați, îl vezi acolo mare? Îl vezi, da? Hai să vă facem o demonstrație. Stai, pe genunțul. Uite, tati, am venit cu apișoara la băiatul sau la fetiță. Apișoara? Beți apișoara? Poftim. Hai, nu pe apișoara? Hai, tati. Hai, apișoară. Apiță. Hai, mai. Nu, aici alături. Hai. Cred că din cauza că... Hai, tati. Uite cum bea. Uite cum bea apișoara. Uite ce frumos bea apișoara. A avut băiatul. Și acum sunt foaie. Uite cum sunt foaie la mine. Fiată. Fiată. Uite, mă și mușc. Hai, tati. E băiatul cu minte? Aici, dragilor, ăsta e locul unde face bubu, da? Aici căcuți mult și des. Mult și des. Aici mai stau eu și mai meditez la subiectul așa și vine să mi se pune pe cap. Da, să știți, de nu glumesc. Stai, n-ați văzut așa ceva. Toată casa, de vreo săptămână, de când a prins curaj, de când cu ouț fiert, de vreo săptămână, pigeonuțul e campion. E campion de nu poate. Da. E campion de nu se poate. Stai să vă arăt niște filme. Tati, facem frumos acolo la cameră? Dragilor, nu știu. Știți cu ce să... Ce fac, uite, hai. Uite, să vezi, ia că nu-i... Hai, tati, hop! M-ai zis că zboară? M-ai zis că e campion? Da, tati. Ce faci, tati? Când vrei să mergi afară, a? Când ai să mergi afară? Ia zi drept. Ai de gând să mergi afară? La primăvară, dragilor. Nu știu dacă aveți așa ceva, ați crescut așa ceva. Dacă ați crescut așa ceva, lăsați-mi un coment acolo pentru că am nevoie. O să vedeți, am nevoie. Noi deocamdată lucim, așa, mai dăm. El m-a început să mănânce singurel. Mai face când întâlpi prin casă, mai aterizează pe lustri, mai aterizează pe ceva. Nu știm deocamdată care e schema, dar sperăm din tot sufletul să-l prindă primăvara, să-l putem scoate, să-i facem țâca-țâc păducel. Da? Țâca-țâc păducel. Când scoatem afară. Da, sper să nu-i placă foarte mult să se împrietenească. Dacă stă în căcuș ca pisicii, nu-i bine. Ce faci, tati? Iar te-ai lăsat să te acolo, tati. Asta e momentul când vrea să zboare, da? Ca să știți. Când se uită așa, când dă el din cap, mamele, l-ai văzut? Cum face așa când dă el din cap? E momentul ăla că își caută o destinație. Da, tati, da, știm. Ai fost peste tot. Dragilor, cum vă spuneam, dacă știți vreun sfat, dacă aveți un sfat, dați-ne-l cu mare drag, o să ținem cont de el. Da. De ce am făcut materialul acesta cu pigeonuțul? Nu despre așa ceva e vorba. Noi suntem niște amatori, niște pârliți, cum se spune. O facem cu drag pentru că l-am văzut necăjit. Ai auzit pigeonuțul? Da? Ia. Unde duci, tati? Ia. Arată-i tot lui. Așa, tati. Așa, oameni, așa. Ia. Un căcuț. Să vezi cum face căcuț. Așa, de n-ai văzut așa. Apa. Vrea pișoară? Ia, tati. Poftim. Mai vrea băiatul pișoară? E fată sau e băiat? Ce zici? Poftim. Păi, tati, ia, mai vrei? Nu mai vrei. Nu mai vrei așa. Ți-o las aici, da? Dar uite cum se s-o faci, să fii atent cum vrei să-l mângâi. Uite cum faci. Mă mir că acum. Ce nu faci, tati? Ziua, uite, op, așa, tati, așa, op, așa. De rău îl faci, rău să nu te pape pisicile, că nu-i voie te pape pisicuțele, da? Să fii puternic. Dragilor, haideți să vă arătăm ce face cu adevărat pasiunea pentru porumbei. La Suceava am fost la o premiere, să vedeți în astăzi pe ce vorba, și am văzut niște oameni minunați care, eu am zis că e greu să crești un porumbel. Nu, ăsta e parfum. Stați să vedeți ce înseamnă 10.000 de porumbei, ce înseamnă pasiune și dragoste pentru așa animăluțe. Eu n-am crezut că există atâta treabă. Asta micul vrea să face, face-l o nefăcută, hai să vezi. Uitați-vă un pic mai departe la niște oameni minunați și la niște rezultate excepționale. Noi suntem amatori, noi suntem începuturile în amatorism. Urmăriți materialul mai departe și la final să ne spuneți dacă avem sau nu vreo șansă cu pigeonuțul nostru. Până atunci vreau să-i felicit oficial pe oamenii pe care o să-i arăt în minutele care urmează. Urmăriți materialul.
Da, Joe, dacă ați crezut că e ușor cu păsările, cu păsăricile, să știți că nu este deloc așa. Suntem astăzi, ca să vedeți cum e ușor și că treaba e foarte serioasă, la restaurantul Brădet, aici la Suceava, să vede. Mulțumesc copilului meu că filmează, mulțumesc amare. Stăm de vorbă cu președintele Clubului Columbofil Burdujeni. Deci fii atent aici, că e vorba de treaba serioasă, domnul Costel Pintilie. Ce asta? Ce v-ați apucat de treabă la vârsta dumneavoastră? Eu am avut o problemă de sănătate. Așa? Acum 11 ani am avut un atac cerebral. Și îmi parez partea, se îmi parez partea stângă. Îmi parez, s-a da. Asta? Se îmi parez și ne-am nici face. V-ați apucat de? Da. Și am făcut porumbei. De porumbei de zbor, voiajori. Înțeles. Așa. Și am 100 de colegi în club. 109 colegi. 109 colegi. Deci sunt 109 nebuni în zona dumneavoastră, da? O, sunt mai mulți. Sunt mai mulți. Acolo luăm așa. Așa? Și ne pun cu zborurile. Azi sunt mai multe zboruri, viteză, demifond, zborul la 150, demifond la 350, fond la 600 și maratoane sub 1000 și peste 1000. Deci treaba e serioasă, nu, da. Nu ne da, jucăm cu... Da, din Lituania, din Letonia. Care e cea mai mare realizare dumneavoastră ca și club la Suceava? Avem campion național, locul 1 pe țară. Eu nu mă pricep la păsări, decât din asta cu două picioare și foarte rar. Steți, nu vă uitați ca și cum ați înțelege ce spuneți. Sunt colegi din club care au reușit locul 1 pe țară la concursuri. Bine, la Rasuia avem concursuri de peste 20.000 de porumbei, numai la Suceava. Dar gândiți-vă toată țara, toate județele și iese locul 1. 20.000 de porumbei? Da. 20.000 de porumbei? 24 în urmă anul ăsta la etapă. Registrați toți, cartografiați, inventariați. Tot, inele, tot, chipuri, tot. Este o industrie. E o boală. Bine, devin și mai scump acum. Scumpi toate și... Asta vreau să mă întreb. Cum e să fii columbofil? E frumos. Dacă se întâmplă să mai și câștigi. Dacă nu? Dacă nu, investești bani și aștept să mai cumperi la un coleg mai dincolo. Și speranță, poate anul vine mai bine. Și astăzi aici ce va fi? Ce se va întâmpla? Aici premiem crescători din Club Burdujeni. La locul 1, 2, 3 da. Dăm cupe la norme și la etape dăm diplome. Câți câștigători vor fi astăzi? Așa, de avem, din 109, dați la diplome? Avem 70 ceva de cupe, wow. Plus plachete, plus 150 de diplome. Dar sunt colegi care au și 2-3 cupe de luat, 5 cupe, știți? Și sunt colegi care nu au niciuna. Să mai înveți, să mai stau, mai trag o dată, mai învați. Felicitări, mergem înăuntru, aveți curaj să începem? Succes încă o dată. Deci am alecat să vezi că treaba e foarte serioasă, să mergem înăuntru să vezi cam câtă bataie este și câtă pasiune pentru porumbei. Hai, oprește aici și mergem înăuntru. Uite aici câtă treabă serioasă, tu observi ce treabă serioasă? Exemplu, Palmares, 3 ani, locul 2. Madonna, Palmares, Demifond, Palmares. Uite un pic, amulea, ce aici, uite un pic aici, ce aici. Locul 1 se va acorda Bejenariu și Borhan. Porumbelul 4003-230-2016. Wow! Naționalii Palmares, Palmares 2 ani. Wow! Uite un pic ce aici. Uite-te un pic ce aici. Fii atent. Fii atent că trebuie serioasă. Ți-am spus că trebuie foarte serioasă. Uite aici. Nu știu prea bine ce înseamnă decât fâșul meu, femeile și mascul. În rest, nu mă pricep la nimic. Dragii mei, îi felicit pe cei de la Clubul Columbofil Burdujeni. E numai un club, da? Stai să vezi cum e că pe asociație, ce pe țară, pe federație. Treabă serioasă, nu te gândi. Tot ce vezi aici, nu te filmează la capătul celălalt. Uite și în stânga se vadă lumea, da, dă un pic și în stânga se vadă lumea și ce oameni serioși. Toți oamenii ăștia au venit astăzi aici, îs pasionați, ăștia îs fierți pe porumbei și pe tot ce se cheamă columbofilie. E o nebunie, crede-mă pe cuvânt, sunt oameni care trăiesc pentru asta. Și nu fac, ai văzut, da, ca să câștige foarte mult, că mai mult se bagă bani. Într-adevăr, premiile sunt frumoase, au început să devină foarte interesante, dar va trebui să investești mult ca să ajungi la nivelul ăsta. Dragilor, cui vă plac porumbeii, să știți că se merită. Trebuie să fii pasionat pentru așa ceva. Așa că, deci de la Suceava, locul 1. Îl vezi locul 1? L-am dat? Hai, fă-mi și mie așa o poză cu... Poate reușim și cu pigeonuțul nostru, ce spui? Da? Îl facem campion și pe nostru? Nu, ca nostru e sălbatic, nu e din ăsta domestic. Dragilor, îi felicit pe cei de la Burdujeni.
ca de obicei de aici, de la Suceava. Îndemnul meu, sus inimile și aripile cât mai deschise, viteză și rezistență. Că asta e nevoie pentru aceste păsări frumoase. Sus inimile!